Ne aflăm în casa domnului Traian Coriciuc și am venit să-l înregistrăm, să vorbim un pic despre viața lui, pentru că a avut o viață interesantă. Puteți să ne spuneți un pic așa de la început, când v-ați născut? Născut în Răgurești, în 1925, în mai 30. Am avut copilărie, băiatul preotului era de seamă cu mine, Moroșan se chema din Bilca, și după aceea, mai târziu, a crescut băiatul lui Flodor, care era cu 4 ani mai mic decât mine, cu care am plecat la liceu. Liceu unde era? Am început la Cernăuz. Uh-huh. În 40, când au venit rușii, s-a cedat Cernăuzul, m-am refugiat și eu și am venit la Siret. Și la Siret, fiindcă nu era liceu teoretic, era liceu comercial. Am dat diferențe și am trecut la comerț. Am început liceul teoretic. Și în ce an, câți ani aveați atunci? Deci aveați 25? Aveam 39, aveam 15 ani. 15 ani. Da. 14 ani. M-am întâlnit în 40, am revenit la Siret, am venit la Siret și am continuat liceul la Siret. Liceul comercial. Știu că ați fost arestat foarte devreme, aveați cât? 17 ani? Nu, 20. 20? 22. Aha, deci terminați liceul? Nu, n-am terminat, pentru că am făcut 7 clase primare, uh-huh, și apoi am mers la liceu. Și am fost cu 2 ani mai târziu. Aha. Și m-am arestat în 47, 47 aveam deja 22 de ani. Aha. Cum a fost atunci, în perioada arestărilor? De ce s-au făcut arestările? Arestările a fost un moment mai de destinere al mișcării legionare. Da. Că s-a încheiat un pact între Patrașcu, care era, era cu adjunctul, el conducea mișcarea legionară în țară. Și Partidul Comunist. Ei s-au obligat să ne elibereze legionarii din închisori, da, pentru că după 44 s-au eliberat tot ce care au fost închiși, afară de legionari. De legionari i-ai acceptat. Atunci au încercat ai noștri să ducă trădative ca să-i scoată din închisoare, că erau condamnați de Antonescu. Și aveau câte 20 de ani, Turturean, de exemplu, 20 de ani, 22 de ani. Da. Și eu numai 14. Și... Da, ce este așa, ce este cu această mișcare legionară? Ce s-a întâmplat? De ce a fost ea, de ce s-a creat? Pentru că, după cum spuneți, a fost considerată dușmană de toți, și de regimul Antonescu, și de regimul comunist venit după. De ce se crease aceasta? Cum a apărut? Mișcarea legionară a luat ființă în 1927, dar, fiindcă e vorba de capitan care a ființat mișcarea cu grupul de măcăreșteni, din facultate. Corneliu Codreanu a început facultatea la Iași. Nu știu dacă a citit pentru legionari. Am citit, da. A citit? Da. Da, acolo are pădurea Dobrina, vă amintesc. Și care a fost pretextul? De ce s-au constituit într-un grup așa? S-a conturat o rezistență anticomunistă. Comuniștii veneau deja, erau la graniță, la Tinistru, și se prevedea că o să se extinde. Și atunci au încercat să-și facă o rezistență. Cum era perceput comunismul din alături de noi? De unde se știa că e așa un pericol? De unde simțea lumea? Da. Care erau indiciile, să zic așa? Lumea nu prea știa, uh-huh, că nu avea cunoștință, dar intelectualitatea știa. Iar intelectualii noștri, la vremea aceea, mergeau spre stânga.
majoritatea spre ruși. Puțin a fost de Vincent, a fost Cuza, așa Cuza, a fost Șumuleanu, profesor, și o mână de intelectuali, iar care au polarizat tineretul cu capitanul în frunte, cu Cornelius Silvia Codreanu. Chiar de la început, studențimea nu avea cămin. Și capitanul a inițiat o tabără la Râpa Galbenă. Da. Cunoașteți iașul, da? Da, 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 știu unde e Râpa Galbenă. Da, au dărâmat. Eu am apucat încă aici, la Iași, căminul. Era un cămin consolidat, frumos, lucrat numai de studențime. Foarte frumos, da. Lucrul interesant este că asta se întâmpla la sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30, da, da. Când Revoluția Bolșevică începuse, deci din 1917, începuse la, în Rusia Revoluția Bolșevică, care, într-adevăr, eu mă mir, sunt curios dacă în conștiința celor din vremea respectivă se știau grozăviile care se făceau în Rusia. Ei dinamitau biserici, aruncau moaștele, aruncau icoanele, deportau preoții, era o prigoană în toată regula. Da, absolut. Dar pornise războiul în Spania împotriva... Tot așa un război între a comunismului, da, care se infiltrase acolo ca putere. Da, în 36, în Spania, au reușit comuniștii să ocupe, să iei conducerea. Atunci a pornit cu Franco, a pornit împotriva comunismului. De la noi au fost 7 inși care au plecat voluntar. A murit Mosa și Marin, doi nu mai erau studenți, erau avocați. Da. Și Mosa și Marin. Erau intelectuali care și-au pus viața pentru lupta împotriva acestui flagel care era comunismul, da, care era, instituia o prigoană împotriva creștinismului. Da, absolut. Păi au dărâmat în Spania, au dărâmat biserici, au ucis preoți, au ucis episcop, nu știu, 60 ceva de episcop au ucis. Era o motivație a celor care au plecat, știu, o sintagmă, spunea, se trăgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos. Puteam noi să stăm deoparte, asta era, știu. Să credea așezământul creștin al lumii. Puteam noi oare să stăm nepăsători? Foarte interesant, se clătina așezământul creștin al lumii. Asta era conștiința celor care luptau împotriva comunismului. Asta este din testamentul lui Mosa. Mosa, când pleacă în Spania, lasă un testament. Eu așa am înțeles datoria vieții mele, am iubit pe Hristos și am mers fericit la moarte pentru el. Este mărturia unui martir. Da, este păcat că nu l-au sacrificat. El, în conștiința contemporanilor, teologică a contemporanilor, a fost perceput ca un martir. Adică știu că vorbește în felul ăsta părintele Stăniloae, Nicolae Iorga, părintele Ioan Negruțiu, cei teologii din epocă l-au receptat ca pe un martir. Da. Și s-au făcut funeralii naționale cu un fast teribil atunci, cu tristeții în toate... Cu înmormântarea lor, da. Adus din Spania, da. Am văzut imagini, fotografii de epocă, care sunt impresionante. Îmi dau seama ce însemna să fie acolo. Da, a fost o înmormântare excepțională, unică. Într-o disciplină totală, într-o smerenie totală, Tineretul era. Da. Eu aveam undeva, i-am dat lui Virgil, am cuvântul capitanului într-o casetă. Și când de cele legionare, o 4 sau 5 când și eu. De la Virgil am dat. La domnul Virgil Tătoiescu. Nu la Virgil, la Tom. La domnul Ilarie, am înțeles. El n-avea și eu, fiindcă aveam țadul din Franța, câteva bucăți și prin care am luat și eu una din astea. Și am tras asta care am eu, este originale din Franța. Am înțeles.
să înțeleg, ați aderat la structurile de tineret ale acestei mișcări, nu? Vis-a-vis era Flodor. Da. Flodor era liberal. Cu orientare spre evrei. Adică funcționarii pe care i-avea el erau evrei. Băiatul era în liceu și ne jucau copii. Doi eram care participam, adică la joacă cu el. Un coleg de-a meu care a intrat era secretar în sat și după ce a plecat în armată a făcut școala de ofițeri și a căzut în 51, 52, s-a desconsiderat că Mihai ar fi făcut parte din mișcare, adevărul că a făcut parte. Și a fost dat afară din armată și a făcut științe economice, a făcut liceul post-liceal de științe economice și a fost director la CEC, la Seret. A murit acum 3 ani. Era implicat în activitatea de reorganizare a mișcării. Ce s-a întâmplat? Ei n-au respectat, nu ne-au dat drumul la cei care au închis, iar noi n-am respectat angajamentul de a nu activa. S-a activat. Ăsta e adevărul. A fost un pact de formă, formal, care da, nu și, a fost. Și se ia de la început și ai noștri știau și ei știau că n-o să se respecte. Și în 47... Aveați totuși scopuri clar diferite. Comunismul era cu structurarea pe fond ateu al lumii. Da, absolut. Și tocmai mișcarea legionară era pornită pe structurarea creștină a lumii. Da, și cele două au încercat un pact de neagresiuni, dar lucrurile astea nu se puteau opri aici niciodată. Însăși denumirea de legiune Arhanghelului Mihail, când a fost arestat în 23, cazul cu Banciu, a fost împușcat Banciu, prefectul poliției Iași. Dacă ați citit... Eu am citit din jurnalul lui Cornel Codreanu, am citit cazul cu Banciu. Pentru legionare. Da, da. Și s-a ratins întâi Liga, dacă ați zis. Liga, da. Liga de Apărare Națională Creștină. Dar n-a mers, scuza, era un element mai greu de stăpânit, era profesor universitar al Universității din Iași. Și s-au despărțit. Și 5-5, Corneliu Codreanu, Radu Mironovici, Moța, cine... Cei care au fost arestați la Văcărești, nu? Da. Văcăreștini. Da. A fi întregiunea Arhanghelului Mihail pe 27 iunie 41, într-un ordin de zi al capitanului, adică el nu era socotit capitan, era conducătorul. Un proces verbal care se încheie la Iași, astăzi, 24 iunie 1907, în casa doamnei Ghica, strada Florilor, ea ființă legiunea Arhanghelului Mihail, să vină în rândul ei cei ce cred nelimitat să rămână în afară, cei ce se doresc. Fixez ca șef al gărzii de la icoană pe Radu Mironovici. Semnează Corneliu de la Codel. Așa a luat ființă legiunea Arhanghelului Mihail, care s-a transformat în gardă de fier. Ca expresie politică era garda de fier. A luat și formă politică, pentru că era o mișcare spirituală, dar ca să poată afirma, trebuia să facă și o formă politică. Din ce am citit așa, mi-am făcut o imagine că ar fi fost un lucru care ținea de educația tineretului, în spiritul așezării morale a unei elite creștine. Pentru legionar, e acolo un motto.
Mișcarea legionară, înainte de a fi o mișcare politică, financiară, economică, de focul, este o școală spirituală în care dacă la un cap va intra un om, la celălalt poate fi să iasă un erou. Un erou. Și ca aceste orientări pleacă Mosa cu grupul respectiv în Spania să lupte pentru împotriva comunismului. Deci de la început s-a dus o bătălie cu comunismul. Pentru dumneavoastră a fost o probă de foc al acestei școli? Da. Închisorile, arestarea, și pornind de la arestarea din 47, în care toată generația dumneavoastră a trebuit să demonstreze că odată intrați în această școală, la capăt ați ieșit niște eroi ai spirituali, niște eroi spirituali. Majoritatea au rezistat. Două aripi au fost. FDCU, care era Frățile de Cruci, care nu era politică, era o școală pur o școală de educație. Educație da, creștină. Frățile de Cruci. Și bătrânii care erau cuiburi legionare. Cum a fost cu arestarea din 47? 47. Unde ați ajuns prima dată? Știți ce s-a întâmplat? Contact am luat în 40. Când au venit mișcarea la conducere, am intrat în Frățirii de Cruce. Adică Frățirii de Cruce avea niște etape, mănânciul de prieteni și apoi Frățirii de Cruce. Siretul aparținea de Suceava. În 41, când a fost rebeliunea lui Antonescu, nu o rebeliune legionară, a fost o lovitură de stat a lui Antonescu. Nu puteam face noi revoluție, adică lovitură, noi eram la conducere, statul era național, legionar, în 40. Da. În 6 septembrie, conducerea a fost sub Antonescu, dar denumire stat național regional. Antonescu de-a eliminat pentru că eram o piedică în calea masoneriei, iar unul dintre miniștri, subsecretarul de stat la întâlnire Oșanu, era mason. Însă și Antonescu a fost mason. Și atunci nu puteam conviețui. Sau de la început am mers prost. Uh-huh. Da, și Antonescu a dat lovitura de stat în ianuarie 21. În 21 ianuarie 41 a arestat pe legionar și a instaurat regimul Antonescu, care a durat până în 44. Tineretul, Frățirii de Cruce, nu și-au încetat activitatea, au activat în subversivitate. Dați-mi un exemplu. Ce însemna o activitate de felul ăsta? Că datorită propagandii care s-a creat, să cred diverse lucruri, că să, cine știe ce lucruri se făcea. Ce însemna o activitate uzuală? Pur educativă. Dar în spirit creștin. Creștin legionar. Adică conducerea și firul era legionar. În sens, cum să spun, nu știu, n-ați citit Îndreptarul Fericie, dacă nu vă cad undeva, da, să citiți. Și ce se întâmpla? Era practic o întâlnire săptămânală sau cum era? Săptămânală, spuneam, da? Ședințe de cult. Activitatea era un înfrățire de cruce, după ce treceai prin mănânc de prieteni, treceai în Frăție de Cruce, se depunea un legământ și duceai activitatea conform Îndreptarul fiecare. Și practic ce era? Era o întâlnire în care era foarte strict conceput. Cel care a conceput Frăția de Cruce a fost Mănița Istrate Gheorghe, care avea studii economice, a făcut Academia Comercială. Aha. El a fost primul șef al Frăților de Cruce. A elaborat acest îndreptar care e de o valoare mare pentru tineret și a dat rezultate
notabile. Adică bătrânii de cruce, din partea bătrânilor, au mai fost și bătrâni, dar la frăților de cruce nu au mers până la jertfă totală. Acest Gafencu, Valeriu, da. Basarabean, provine din, a fost șeful frăților de cruce la Iași. Și un alt șef, cred că șeful pe țară era... Cine era șeful pe țară? A fost și arestat și a murit în... Oprișan. Așa, Constantin Oprișan. Da. Păcate, tot din aceeași... Păcate, l-au ucis, era o mare personalitate și, nu știu, a apărut într-o perioadă Gazeta de Vest și, în care au apărut scrieri de lor. Oprișan a fost închis la Jilava și moare părintele Calciu. A fost cu el acolo, a încercat să dea sânge, pentru că a făcut hemoptizie. A murit, o mare pierdere. Am zis că a fost studentul lui Heidegger și că a fost Constantin Oprișan și că Heidegger a încercat să-l țină lângă el pentru că era o mare capacitate. Da, bine, a fost în Germania, da. după rebeliunea lui Antonescu, ai noștri s-au refugiat în Germania. Numai că Hitler, da, a făcut această grozavă greșeală care a costat foarte mult pe plan politic. A eliminat mișcarea legionară, iar Antonescu a murit ca un câine împușcat. Nimeni de militare, după înlăturarea mișcării legionare de la conducere, toată conducerea era militară. Ministri militari, prefecți militari, într-un stat în care armata germană era la noi în țară, în București, puteau să fie arestați cu această ușurință. Antonescu, chemat la palat și băgat în casa de fier, era foarte grav. A fost o manifestare urâtă care va apăsa în istorie, mai ales că noi aveam un pact cu nemții. Noi numai că ne-am retras din războiul Botevărușului, dar am întors armele. Așa ceva era inadmisibil. Era o lovitură pe la spate dată nemților, deși nemții nu s-au comportat la nivel corespunzător. Eu am stat cu, de vorbă cu mulți dintre care, un vecin de meu care a murit de formă, îi spunea, care era legionar, care spunea că în retragere nu l-au pe români în camioane, au motorizată. Da. Și dacă încercau ai noștri să urce în camioanele lor, dădea cu baioneta peste mâini. Deci, n-au fost loiali. N-au fost loiali, da. Nu. Să ne întoarcem la viața, la firul vieții dumneavoastră. Să ne spuneți, după arestare din 47, care a fost prima încarcerare? Unde ați fost prima dată cazat de... Ce s-a întâmplat? Activitatea nu s-a încetat în timpul Antonescu. Am dus activitatea. În ce constă că fratele de cruce făcea un carnețel, carnetul meu. Da. Formă de 15x5. Un carnet care în prigoană, carnetul nu mai funcționa ca carnet, ci pe foi volante. Și era gândul meu, era 1x40R, care ia fiecare frate de cruce cotiza zilnic din banii pe care avea pentru cheltuielile personale, punea într-un buzunar, el care spunea buzunarul legiunii, și acolo erai, îți spuneai bani. Scopul era, nu te atingeai de ei, ăsta era o educație a corectitudine, să nu îi... Și cât era cotizați? Cum se cotiza? Adică ce înseamnă cotizația? A 40-a parte din
cheltuielile pe care le făceam. În ziua respectivă, da, a 40-a parte. Da. Fratele de Cusușea, seara făceam carnetul și ziua se scria carnetul meu, seara se scria și ce-am cheltuit. Și la sfârșit de lună, banii care se colectau, se depuneau în unitatea respectivă. Nu se atingea nimeni de banul ăsta. Chiar dacă nu aveai bani, spui că împrumut, nu aveai voie să împrumut. Erau bani de legiune de care nu te atingeai. Era excepțional de bine gândită, pentru că banul tendează de mic de copil să știe că ăla nu-i adăugat. Era un exercițiu de corectitudine care s-o răsfrânt mai târziu în viața... Și care a avut efecte notabile. În 47, am dus activitatea până în 47. În 47, unul dintre colegi care era în frăție, a trecut la comuniști. Adică, mi-a fost coleg, dar a dat un an înainte, a dat a 7-a și a 8-a ultimul an și a vrut să plece la Iași, la București, la Academie. A dat acolo admitere, dar nu neavând posibilități, a rămas la Dornești, din Dornești. Taică-său era magazinier la CFR, l-a angajat ca contabil, casier contabil la cantina CFR-ului. În funcția asta a delapidat niște bani și când în decembrie s-a făcut verificarea chestiunii, s-a constatat că era lipsă. A mers la taică-său și a spus, tata, ajută-mă, scapă-mă, tata, nu știu. Este o mare rușine pentru eu, frate de cruce, să fiu arestat și condamnat pentru delapidare. Taică-său, care era omul securității, siguranței, șeful securității sau șeful siguranței Rădăuț era un evreu, colonelul Biner. S-a dus la Biner, era omul lui Biner. S-a dus la Biner și a spus, domnule, scapă-mi pe băiat să nu fie arestat și îți dau organizația frăților de cruce din regiune din Rădăuț. Și Gusu își cheamă Nicolae, Gusu duce activitatea și în unitate și ca securist. Da. Am bănuit anumite lucruri, a fost eliminat, așa cum se elimina, adică spuneam că nu mai activăm. Și nu i-a mai dat nicio legătură, legătura pentru București nu i s-a dat, iar el duce activitatea. Șeful grupului Fedicei Rădăuț era un fedicist care a făcut frontul la Sărata, a fost închis și a fost pe front. Un băiat foarte bun. Și a mers și a atras atenția că acest Gusu a fost eliminat din frățire pentru atitudine necorespunzătoare. Nu vedea la ședințe, regulat, nu făcea datoria. Și Timuș a argumentat că venea regulat la ședințe, dar el venea pentru că era regimentat în armata lui Biner. Și în 8 mai 47, dimineața, la orele 4, a fost arestat. Eu stăteam la gardă, erau mai mulți. 4 sau 5 ieșirea, printre care și Băncescu Ionel, care a murit tătărșor. Nu era văr, dar eu spuneam văr, corific Băsănică, care era cu un an în urmă și care este monah, este la Athos, la ora actuală. Ne-au arestat, ne-au dus la securitate, anchete. Unde era securitatea? La Suceava? Da, la Suceava, știți unde era, vis-a-vis de Sfântul Dumitru, Biserica Sfântul Dumitru, partea asta, erau niște clădiri, erau dărâmate, s-au
Cecu. Aha. Acolo era, era securitatea. Ancheta n-a fost chiar dură. Așa mai se putea la legătură și s-au mai aranjat de felul și n-am spus tot ce și ea. S-a descoperit. A fost arestat, nu numai Suceava, a fost Botoșaniu, grupul Botoșan cu Dorohoiu, a fost Pașcaniu, Rădăuță. Astea a fost arestările. Grupul de, grupul Suceava era cunoscut. Anchetele ce însemnau? Interogatorii? Erau doar interogatorii? Da. Dar se făceau presiune asupra dumneavoastră? Da. Din nefericire, noi nu eram pregătiți pentru o activitate subversivă. S-au făcut niște greșeli mari. Adică, și o activitate, așa, mă scuzați. Dar poftim, poftim, nimic, ne face plăcere. O să stai să ascult și tu. Și ancheta a condus Bodnăraș, Manole, fratele ministrului, al lui Emil. Asta a fost șeful. Șeful? Nu, puțin eu stau așa. Șeful închete. Era fratele lui Emil Botnarenco. Da, lui... fratele Emil Bodnăraș, Manole Bodnăraș. Ei erau de origine, erau români? Să mă odihnesc. Bodnăraș, da. Am înțeles. Erau câmpurungeni. Aha. Și când m-a dus acolo, mi-a făcut percheziție. N-au găsit nimic, dar noi o să zic asta la Ionel și la mine. Când am venit, am întrebat pe comisarul care m-a arestat, Căldărarul îl chema. A întrebat Bonăraș rezultatul anchetei. A fost negativ. Adică n-a găsit nimic. Primul lucru, când a intrat în casă, m-a înghițit carnețul meu. Fantastic. Asta era ordinul. Ca să nu cadă hârtia. Aveam, făceam zilnic carnetul, care stătea tot timpul la mine, când a ridat s-a înghițit. Ăsta în carnet desconspira ceilalți, pe da, ceilalți frați. Dăbada unei activități, acolo era da. Gândul meu, acolo era păcatul meu care se urmărea. În același timp urmăream, în educația noastră, urmăream defectele pe care încercam să le corectăm. În fiecare zi era un... În fiecare zi, seara, când mă culcam, care a fost gândul meu. Adică, ce mi-am luat și ce am realizat. O evaluare în a da. Zile. Da. Și n-au găsit nimic la noi. Și când mă cheamă Bodnăraș, mă lua Bodnăraș la el, mi-a luat și el perchiziția. M-a căutat că la rever, la haine, aveam o insigne mică, capul lui Hristos. Era un mărțișor care l-a păstrat. Un mărțișor făcut de Iași. Și când a dat rever, aho, am găsit. Și când a luat, a văzut că nu era credea că e o insigne legionară, era capul Crist. După, s-a stabilit ce? Că exista un nucleu și printre care eu n-am recunoscut nimic de activitate, am fost la Piatra Neamț, la o tabără care s-a ținut acolo. Și care am trecut numai întâmplător cu șeful meu, șufarul, care șeful grupului, dar n-am participat. Am fost condamnat pentru o misiune de denunț. S-a stabilit un complot împotriva siguranței. Un grup a fost cu activitate și unul cu care avea cunoștință, dar n-am activat. Deci ați fost, concluzia a fost că vina care v-a găsit-o este tocmai asta, că n-ați denunțat pe nimeni. Da, da. Am fost condamnat pentru o misiune de denunț. 2 ani închisoare corecțională. Unde ați făcut prima, unde ați ajuns la închisoare? Prima, la Suceava,
unde e astăzi? Tribunalul, nu? Tribunalul, da. Și după aceea ne-am mutat la București. Mă normal trebuia să ne judece Iașul, Curtea Marțială. Dar fiindcă era prima renunțare la pactul Pătrașcu cu cum o cheamă pe judeau casa Paucăr, Ana Paucăr. Și au vrut să-i dea o interpretare mai serioasă, uite că nu v-a suspectat și să acuze cu acuzații grave. Și ne-am mutat la București și ne-a judecat Tribunalul Militar București. Deci, o parte a fost activitate, complot împotriva siguranței statului, care au luat de la 3 ani la 12 ani, 12 ani și 6 luni șefi, 3 șefi erau. Adică s-a nu mai Suceava și Dorohoi, Botoșan Dorohoi, din Pașcani au căzut doi băieți, doi muncitori din grupul FBC. S-a luat, trei au fost pedepsi, au luat câte 12 ani și jumătate, iar o 30, o 20 a fost de la 6 luni la 2 ani. O 4 a fost cu 2 ani, cu 1 an. Eu am luat maximul de pedeapsă de o misiune, pentru misiune de nunț, 2 ani. Începând din 8 mai 47 până în 8 mai 49, când am expirat pedeapsa și nu m-am eliberat la termen, pentru că s-a stopat eliberările celor condamnați, venea o prelungire administrativă în baza unei decizii a Ministerului Interne. Se dădea 2 ani. Maximul era 2 ani, nu 2 ani, 24 de luni. Se dădea 6 luni, 12 luni, 24 de luni. Eu am luat 24 de luni. Deci încă 2 ani cu prelungire. Am expirat, am terminat și aia, s-a prelungit mai departe și a stat până din 47 până în 64. N-am... Fără proces și fără nimic? Când a venit, eram la Suceava, adus la Gherla și a venit un control, o personalitate mai mare a lor, un procuror, și ne-a întrebat din camera în 455. Și când mă întreba, bine, când am fost arestat, am spus 47. Ce condamnare, 2 ani. Și de ce nu te-ai eliberat? Păi asta ar trebui să mă întreb eu pe dumneavoastră, nu dumneavoastră mă întreb pe mine. Dați-mi drumul, dar nici așa n-a explicat dacă mi-ați deschid ușa, decât în baze legale. Gândiți-vă că pentru 2 ani, stabilit de o instanță judecătorească, mi s-a prelungit încă, până în 64. Deci asta înseamnă 17 ani cu o sentință de 2 ani? Da. Eu am făcut pușcărie 17 ani în baza unei sentințe judecătorești date de Tribunalul Militar. Au încercat ei să ne aducă pe unde eram rătăciți pe la diverse închisori, ne-a dus la securitățile județene. Și m-a dus la Suceava, mi-a făcut din nou o anchetă ca să justifice anii da. În plus. Nu, n-au reușit să... Ce însemna ancheta? Era tot așa o întrebări și răspunsuri? Da, da. Făceau presiuni? Erau mai mult decât întrebări și răspunsuri? Da, în 47. În 47 erau cea mai geală, nu așa. Și cine erau cei care... Am coloana ruptă. Care n-am știut. Bătaie, nu așa. Prima palmă am primit-o de la Biner, comisar. Mi-a spus că am să-ți cânt Sfântă Tinerețe. N-am recunoscut că
făceam, aveam cunoștință. Spuneam că întâmplător am întâlnit grupul ăsta și n-am renunțat. Și cu asta am rămas, cu... Nu mi-am schimbat. De poziția... Cu asta am... Cu asta m-am eliberat. Iar în 89 m-a judec, în 73, când a fost cu tremurul? 77. În 77 am fost anchetat la Suceava. După ce m-am eliberat, mereu ne-au tot evitat. Da, după 64, deci vă tot chemau? Da, da, după 64. Întâi am mers la domiciliu obligatoriu. Am stat acolo 2 ani. Și unde ați fost în domiciliu obligatoriu? În Lătești, o comună nouă din foști deportați din Bărăgan. Din Bărăgan ați fost. Da. Și cât ați stat în Bărăgan? Acolo 2 ani. Încă 2 ani? Da. Deci 19 ani aveți de... Nu, cu aia. Cu tot cu aia, am înțeles. Acolo Lătești era una din comune cu greutate, în ce sens? Era I.V. Georgescu, profesor universitar, comandant adjunct al mișcării. Era Bucur Stănescu, secretarul general al mișcării. Era doamna Codreanu, soția capitanului. Când m-a dus în Bărăgan, m-a dus la Constanța. Constanța m-a trimis la Lătești, ia câte seara așa și șeful de post care m-a luat de la Cernavodă, stai degeaba, poftim. Era poliția și securitate în Lătești, pentru că erau deținuți poliții, da. Erau deținuți și erau de bază, nu oricare. Și m-am dus la miliție, m-au primit, au venit doi ofițeri, gărăcotnesc major. Cum îți spun, mă întreabă unul corici, te așteptăm de mult, unde ai umblat? Nu eu știu, dumneavoastră sunteți. M-a poftit de înăuntru că era în martie, era frig. În cameră era cald, frumos, cald. M-a invitat să stau și rețin numărul lui Bogăceanu, care era locotenent de Maroș, mai era încă unul. Poate comod, m-am dezbărcat, că eram îmbrăcat în suan. Scoate niște hârtii și îmi spune, și dă un fix și zice, ce trebuie, să-ți faci autobiografie. M-am înfuriat și mi s-a spus că nu mai am nimic cu dumneavoastră, că sunt al miliției. Și am dat atâtea declarații, cât n-am ce să mă dau. Aveți, pe unde am umblat, tot am dat autobiografia. Deci nu vrei să... Nu mai ești al nostru, nu! Atunci te rog, îmbracă-te și... Îmbracă-te și așteaptă pe șeful de post care te va lua. Dar ai să vii la noi să ne cer. Adică vii aprobau niște concedii în comuna respectivă, numai cu aprobarea lor. Deci trebuia să apelez la ei. La Lătești am lucrat la costat, la secția de agricole, la semea, costat. Da, 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 da. Gospodărie de stat. Am lucrat de contabil acolo 2 ani. M-am căsătorit la Lătești. Da? Da. Acolo ați cunoscut-o pe doamna? Cine? Pe soția, ați cunoscut-o? Soția? Da. Acolo.
Apsara Beancă, din Bălți, venite din Bărăgan cu părinții și era netnată în școală, avea 21 de ani, eu aveam 31. Am zis, Tamara o chema. Am avut nuntă și în septembrie au schimbat sistemul și tot ce era legionar prin lagere, i-a dedicat în noapte, în septembrie 19-20, și ne-a dus la canal, la colonie. La culme am mers întâi. Și am mai stat încă 6 ani după eliberare din închisoare, pentru zis. Da. Am trecut de la stuf, am trecut de la... Să ne întoarcem un pic la șirul închisorilor. Care a fost prima închisoare? A fost Suceava, nu? Prima în Suceava. Și după aceea Târgușor? Aceea nu. Aceea am mers la București, la Curtea Marțială. La Jilava? Nu. După aceea la Jilava, dar întâi am stat la Văcărești. La Văcărești. Acolo era o închisoare. De acolo, după ce am stat 2 luni, așa, ne-a trimis la... în vederea procesului, eram nejudecat încă, mi-a trimis la Jilava și am stat la Jilava până în august. Din Suceava am plecat o lună, am stat în anchete, o lună am ajuns, în iulie, am ajuns la București, la București, la Jilava. A fost un moment destul de plăcut pentru noi. Adică eram destul de libere într-un... La Jilava? La Jilava, da. La Suceava erau bătăi și anchetei cu presiuni mari. Când s-a terminat ancheta, s-a terminat cu bătăi. Am înțeles, da. Aici a fost un moment deosebit. Eram liber în curs, adică în dacă o să aveți ocazie să vedeți Jilava, că se poate vizita. Da. I-am spus că dacă am să am posibilitate, am să merg să văd 5 bis. I-am stat eu un an și ceva la Târgușor. După ce mi-a mutat la Jilava de la Măcărești și ne-au judecat, ne-au condamnat. De ce nu se ne-au mai ținut. Ne-au mai ținut la Serbia. Ne-au ținut în închisoare încă și după ce ne-au condamnat, sentința definitivă, ne-a dus la tribunal. Da, a fost o mascaradă întreagă, că toți cei care se refăcea la judecată ancheta. Da, da. Nimeni n-a recunoscut nimic din ce a declarat, pentru că au fost bătăi. Am înțeles, da. Și atâtea poziții mai dâre, că inițial am vorbit cu avocatul care, adică am vorbit cu avocatul, dar cu unul care ne-a apărat din cărcăva. Au zis, maximul de pedeapsă era 2 ani. Nu erau elemente pentru constituirea complotului. Adică nu s-a găsit activitate. Da. S-a amânat am plecat de acolo, s-a amânat pronunțarea 5 zile și pe 5 zile a venit sentința dată de securitate. Trimis din nou la Jilava, de la Jilava. În ianuarie a fost trimis grupul nostru la Aiud, primul contact cu Aiud. Ne-au făcut așa o percheziție grozavă. Erau milițieni vechi, dacă știau cum să facă. Ne-a puricat tot ce am prin hătiuze sau în plus mâncare, că aveam pachet la Jilava. Toată mâncarea ne-a luat. Iar noi pe drum de la Jilava, mergând spre Aiud,
am mâncat cu bucățica, ca să rămâne tot am luat. A venit unul dintre legionari de acolo, care erau destul de libere la vremea aceea, să iei legătură cu noi. Dar ne-am temut să luăm legătură, nu-l cunoștea pe Sopitcu. Că ne luam mâncarea el de acolo și așa au luat tot ne-au guzumărit, ne-au dezbrăcat la pielea goală. M-a dus pe mine, ne-a repartizat la etaj pe coada T-ului, a spus pe la Iud să mă. Am văzut fotografii la Aiut și am văzut schema închisorii, în formă de T și unul celular separat. Da. A, dincolo era Zarca, da. Zarca, da. Noi eram dincolo și... Când m-a dus Chioreanu și zice el, noaptea, ancheta mi-a făcut, și spune el, măi, ți-am dat cea mai bună celulă. Mă gândeam, ce n-ai, mă, cum e bună? Prin perepere celulii mele treceau semile caloriferului, rost era... Centrala, să ziua. Centrala din încălzire și tot perepere meu era... Dincolo, în februarie era frig, era bine, era cald și uiteam în cămașă. Vis-a-vis de mine, partea cealaltă, era Radu Gir. Că l-am întrebat eu pe seam că este Radu Gir acolo. Îl întrebam planton, fost militar, care, cine e Radu Gir? Când am să deschid ușa acolo, se scotă apă și croset, hai să deschid, să te în celulă cu Cuza, băiatul lui Cuza, George Cuza. Avea un profil semitic, nascut, încoroiat, mai de ca la o fi Radu Gir. Îl știați pe Radu Gir după poezii, îl știați? Da, știam după poezii. Cum circulau poeziile? Cum ajungeau la... Morse. Mai știți și acum, așa Morse? Păi știu că băteau în plaiul, era... La Gelau nu se putea, că zidul era de un metru. Dar aici, în sud, la Aiut, se bătea Morse. Au învățat cu băieții Morse și știau Morse. De exemplu, aveam un prieten care era inginer, mitică, că a murit. Recepționa când băteau să bată, de controla, să nu stai la perete, să citești. Că s-a luat măsuri, ca să nu se putea. Se bătea pe tot etajul și pe două cări, și pe o parte și cealaltă. Iar mai mult au desființat și asta. Și au încercat să ne izoleze, să iei măsuri, ca să nu putem comunica. Cum îl chemam? Un profesor, Manu. George Manu, da. Atomist. O mare somnitate, o mare personalitate. A conceput Morse pe fără, punctul linie. Not și pauze, nu? Da, pe ghem, au de... deșirat niște ștergare care erau tifabure, scotea ață și au făcut kilometri de ață și se lăsa de sus. Fantastic. Și chiar de jos prindea și se descifra. S-au transmis prin Morse poezii. S-au transmis prin Morse limbi străine. Și a căzut ghemul. Și au lui făcut aia cu ghemul ăla, nu știu. Ăla era un manuscris, practic. Da, un ghem care era atâta cunoștință și informație în el. Mai mult, George Manu erau... A făcut cu Curie. Marie Curie la Paris făcuseră studii de... Era primul atomist român. Și ținea foarte mult la el și a spus că să nu plece în țară, că el, și George, nu aparții României, aparții lumii întregi. Era un mare cap și a spus că să nu plece
După ce a terminat studiile, adică doctoratul și așa, la Curie, și a plecat în țară și a luat un post corespunzător. Dar Cali a fost ucis de către Crăciun. Colonelul Crăciun, care era directorul închisorii Aiut. Da. Și a venit, era bolnav de trece, îi trebuia pas și antibiotici. Antibiotici, da. Și a spus Crăciun, auzi, zice, mamă, treci, începuse reeducarea la Aiut. Treci la, renegă-ți concepția ta de declarații că a fost o greșeală și a spus că nu. Te las să mor și l-a lăsat să moară dacă îi se dădea antibiotice, că ăsta Manu nu murea. Și a murit Manu acolo în Aiut. Foarte mult era floarea intelectualității românești, era la Aiut. Toată... Adică în partea mișcării s-a făcut ăsta, Sighetu, dar Sighetu nu era al mișcării, Sighetu era al militarilor, al de-aia, adică ne dușmănesc pe noi, pentru că noi am luat tot ce e, și așa se face, se face o catedrală, da. Face o biserică mare la Aiut. Dacă o să aveți, eu am fost acolo la Aiud, adică știu că s-a început ceva construcții, dar știu monumentul de acolo, da, da. Osuarul de sub, da. Și mănăstirea micuță de maici de acolo. Da, da. Da. Eu am fost de 3 ori am fost, da. Am trecut, n-am fost nici celălalt, n-am mai fost, dar am fost cu copii, cu Beni, cu Andi, și Beni, Osuarul. Ce alte personalități? Ați povestit de Radu Gir, ați povestit de George Manu. L-am văzut de Radu Gir. Da. El era șeful regionalului din închisoare, așa se obișnuia. Era un grup de regional, unul era șeful care dirija activitatea, se făcea activitatea din închisoare. Cum era el comandant regional, Radu Gir, era persoană. De fapt, șeful închisorii Aiut era generalul Petrovicescu. Dar generalul Petrovicescu nu era legionar, dar a făcut parte din guvernul Antonescu. A fost condamnat de Antonescu la muncă silnică pe viață, de altfel moare la Aiut pentru că nu le-au dat, nu i-a dat asistență. Deci tortura asta era ținuți în condiții mizerii, oamenii se îmbolnăveau și era refuzată medicament și era... Da, a făcut blocaj renal. A murit cu zile. Nu era. Și dacă a venit dimineață, a scos lampă și coset, sigur că vechi legionari de acolo erau mai liberi, au luat legătură cu noi și Radu Gir a vrut să stai de vorbă cu ai noștri. Și au găsit o cameră unde era în coada teului, da, în partea dinspre, pe linia lui Radu Gir, nu spre nord, spre sud. S-au adunat câțiva dintre șefii noștri și cu Radu Gir a venit și a venit cine a trebuit și l-a luat pe vărul meu, o sebică care călugă și l-a pus să păzească în coada teului, în centru. Intersecția teului, da. De acolo era intrarea, se putea intra sus. Ca să vadă dacă Gâlea era șeful celularului, Vasenică a stat la centru acolo și se uita. Dar mai era ceea ce nu se Vasenică, era o intrare din coada teului. Gâlea a văzut un puș mic, era cel mai mic dintre ai noștri. A fost un puști acolo, dar a mers pe partea de acolo și a intrat, cum era pușcăreaș vechi, era vechi, era din
De 20 de ani era pușcărie. Adică era din milițian. Da. E, văd acolo am mers, am văzut, erau mai mulți în celula unde era adunația noastră și era dungir. Am închis celula și am mers în mine pe comandant. Nu era, nu l-a găsit pe comandant, am venit înapoi, dar între timp mai era o pază, Ghiță Trăistaru, care era în 41. Și când Gâlea a plecat jos, s-a mers și a deschis celulele și a eliberat pe aia și a închis pe fiecare. Vine Gâlea să vadă unde sunt cei care s-au adunat acolo cu gradul gir. Că acolo, un singur cetățean, la pe rând, fiecare celulă era cât de gând. Fiu, a zis el, bă, zice, ăștia zdrați și goi, zice. Și a plecat Gâlea. Ne-a mai prins toată Gâlea așa, făcând o ședință. Tot așa a venit, i-a închis și a plecat să-l caute pe Gheorghe, pe Urdăreanu, dar nu l-a găsit și tot când a venit, toți erau la locul lor, că a venit tot Ghiță Trăistaru, care era un mare inițiat în treburile astea, deschideau și cu speratul. Ne împăcam destul de bine cu gardieni, vechi gardieni. O să zic că mai mult aveam material legionar. Era cartea capitanului scrisă de mână, în fascicule, și care circula, sigur că mi s-a dat nouă primii, că era acolo. Și am primit, am citit-o și noi, și a dus Vasilică jos la parterul unde stăiau cei bătrâni, adică legionarii vechi. La ușă, Pavel, că avea mai sever, acest Pavel, a bătut în timpul lui Antonescu. În ziua când a bătut pe unul dintre băieți, nevastă s-a spălat rufurile și trebuia apă pentru... Avea un copil de un an și ceva, care era pe sobă acolo, și în timp ce femeia făcea nu știu ce, copilul a alunecat de pe sobă și a căzut și a fiert în... Doamne! O nenorocită, tot aiută a știut. Și a spus Pavel, nu mai bat. Dar el a bătut pe Ghiță Trăistaru, pe Vals. În timpul Antonescu. A spus, eu nu mai bat. Pentru că a fost un semn de la Dumnezeu că atenționat. Un copil a fiert în bățățiu. Îngrozitor, da. Ești. Scandal acolo la ușă, la Ghiță Trăistaru, îi ducea, a dus cartea Vasilică, a văzut că a dus ceva, avea sub haine. Dar ăsta a intrat în lumtul la Ghiță, ăsta deschide, dar ăsta repede i-a dat lui Barză era, și i-a dat o altă carte. Și aici, scos-mă, scoate ce ai tu, nu? Asta scoate, nu, pe drumul ce e asta? Era al lui o carte religioasă. Păi ce n-ai dat? M-am speriat, dar nu. Se făceau foarte multe. La vremea aceea, la început, în primul an, Libertatea era în anii. Dar totuși în ultimii ani, după... Nu puteai să vii. Astea erau ascunse sub dușumea, la Iud era dușumea. Se ascundeau, n-aveai voie să ai un ac, n-aveai voie să ai o sulă de cusută, se rupea ceva, trebuia să corcu ceva. Dar în fiecare celulă, erau informatori. Opacul de mare au fost
acest informator. Se face o percheziție, dar nu la Iud, la Gherla, că și Gherla era, după aceea o parte din Iud a fost mutată la Gherla și... Ați fost mutat și la Gherla, nu? Da, am fost la Gherla. Și vine Goiciu, a fost turnat Ciuclaru, un fost șofer de 41 închis, țigănos așa, că are șoțule pentru reparat încălțăminte, se rupea. Și într-o dimineață vine Goiciu cu ceracii lui, răscolesc paturile, dar nu găsesc. Furios Goiciu, Goiciu era un zbir, un bulgăroi, cu ceafă lată. Ciuclarul, îl cunoștea pe Ciuclarul, Ciuclarul era omul care făcea cele mai multe carcere. Ciuclarul, o zi sora. Sora, la mine sora. La tine, scoate sora. Desfaci. Îi scoate. Dar Goiciu, Ciuclarul, nu asta. Dar Ciuclarul așa bucalit. Domnul comandant, cine Dumnezeu a văzut om cu două sure? Șapte zile regim sever la carcere. Ce însemna carcerea? Ce regim era la carcere? La carcere. Se mânca o dată la două zile. În celelalte zile, o gabire cu apă caldă. Odată la două zile o mâncare, o ciorbă, șapte zile, era maximul de... Eu am stat la periprava, pentru că am citit de idiotul lui Dostoievski, m-a prins milițianul. Era un delict să citești Dostoievski? Nu era delict, dar la periprava, erau și cărți de autori străini și cărți de numai de-a noastră. Cum nu se citeau decât autori străini, nu circulau. Atunci au strâns cărțile de autori străini, dar era un cetățean, un învățător, cu care am fost eu la kilometru asta, la Lătești, care era învățător și care era legător de cărți. Și când venea, le-a legat cărțile de astea de bune, da, al milițienilor, care nu citeau. Dar se lega. Și Stăpânescu a anunțat rean, două zile, poți să citești. Și iau, mai cum să citesc, că era foarte greu să citim. Puteam citi, că aveam voie să citim. Dar când să citești tu câteva sute de bani? Și am spus, da, sâmbătă și duminică, n-am să ies la corvodă și mă retrag la centrala electrică, de acolo noastră, unde era șeful centralei, unul de-a noastră, Emil Grigor. Și am spus, Emil, stau la tine, stai la mine acolo. Te duci și citeam și în timp ce citeam eu, vine un gardan. Dar eu nu aveam voie să stau acolo, eu numai cei doi sau trei de la centrală. Unde lucrez, bă? M-am uitat de așa, am văzut că este, că e milițian. Zic, aici. Dar ăla era milițianul punctului de lucru, de el cunoștea cine. Cum aici, bă? Aici, domnule, de când? De astăzi, domnule. Ce făceai acolo? Citez, domnule, ce să fac? Am voie să citez, dar... M-a făcut raport, șapte zile, regim sever, la periprava. Era o nenorocire, era un frig în noiembrie. A venit pe urmă Emil, dar Emil îl cunoștea foarte bine pe milițian. Dar n-a venit repede, că a apucat să facă raport și nu mi-a dat șapte zile, comandantul mi-a dat numai cinci, pentru că lucram în brigada de construcție și ne-am evidențiat
lucrurile noastre și am scutit de coroane. La 5 zile, când am venit de acolo după 5 zile, am mâncat o singură dată și numai într-o cămășuică, un frig, un geam partea asta, ușa aici, culoarul, dincolo, altă ușă și era curent. Și alt geam, fără geam. Am stat cele 5 zile, 5 stops, am stat în colț, așa în picioare, nu m-am culcat, am mâncat o singură dată, când am venit în cameră, s-au speriat. A rămas de pomene că trebuia să moară din cauza idiotului. Fantastic. Multe. O întreagă istorie a vieții unui om. De acolo a fost un loc deosebit, unde am fost de la media, la securitatea în Constanța, care era în fosta clădire a băncii românești din Constanța. Și era pe malul mării. Acolo s-a transformat în securitate și când m-au luat de la colonie, m-a dus acolo. Dar întâi m-a dus undeva sus, unde erau condiții bune. Și de acolo m-a dus pentru anchetă. Dar eu nu știam pentru ce, știam că pentru anchetă. Dar nu știam pentru ce. La kilometrul 4 au venit din cei, din studenții care au trecut prin Pitești și care au trecut prin reeducare și care au căzut și care erau informatori. Și unul dintre șefii noștri, cum eu eram mai tânăr, mi-a cerut ca să mă ocup de un hanu care era șef de brigadă. Și am spus, eu știu că voi știți multe din citate și nu știu. Ce pot să spun? Ce pot să spun? Poruncile. Erau nouă porunci legionare. Și am scris 4 și 5. Dar i-am spus, măi, eu îți dictez, dar el era informator. Dar nu mi-am dat seama. Dar cel care m-a chemat și a spus, eu trecut prin Pitești, n-au rezistat, să nu arătăm că îi ignorăm și că... Și i-am dat. I-a spus, eu dictez, nu știu, Traian, și vin la mine în cameră și brigadierii aveau camera lor, vin la mine în cameră și dau hârtie scris. M-am prins, dar nu m-am prins cum a trebuit. I-am dat. Condiția era, când termina puțuica, să vă restituie. Eu n-am scris 4 și până am scris 5. Am scris 4, când a terminat, mi-a dat mie un pic odotolite, așa, șefonate, și a doua fețuică, nu m-a mai dat. Trei ani zice, a fost o percheziție și am distrus. Dar n-a fost așa. Le-a predat la Constanța. M-au luat pentru așa ceva, dar nu. Nu era de mare valoare treaba aia. Și când m-au dus la Suceava, la securitate, după... După 64, după... Înainte de eliberancă. Și mă ia întâi, când am ajuns la Suceava de la Gherla, m-a dus într-o cameră unde erau 5 inși, printre care era și fostul prefect de poliție de la Suceava, Iremia, un informator. Nu mi-am închipit că era un om cu studii și de valoare. Și a provocat într-o zi o discuție. Și a vorbit despre cazul Manciu. Este când a fost împușcat de capitanul pe Manciu. Spus niște lucruri de adevărat. Și a spus, domnule Iremia, hai să vă spun cum este. Și
I-am spus cum s-a întâmplat cu Marge. A doua zi sunt chemat, în primele zile. Și mă cheamă locotenentul major. Ascultă, cum e cazul Mancea? Zic, gata, așa ajuns la dumneavoastră? Da. Ai poziție că nu ești legionar, ai poziție că nu ai făcut activitate, rămâi pe această poziție. Nu ești, nu cunoști, nu vorbi, pentru că deci era un cetățean deosebit, un locotenent major. Că noi avem uit peste tot. Du-te și stai acolo, nu știți, și nu discuta. Și asta m-a pus în gardă că... Sunt informatori. El era mai bun ca informator. El mie era informator. Însă n-a mai fost de actualitate, lucrurile s-au precipitat, a fost altceva și nu m-au judecat. Că vreau să mă judece, să facă proces pentru activitate legionară pe canal. Pentru foița asta. Pentru foița. Pentru asta era o activitate. Deci ați trecut prin Suceava, Văcărești, Jilava, Târgușor, Aiud, Gherla, iarăși Aiud. Da. Suceava, Canal. Canal. Da. Periprava. Da, Periprava. Dar le-ați făcut pe toate, văd că. Da. N-am fost în partea aia. Timișoara, n-am fost la Galați. Înțeles. Ce vreau eu să vă întreb? Să-mi spuneți, știu că ați cunoscut câteva personalități așa de mare anvergură, cum ar fi părintele Arsenie Boca, la Canal. Da. Povestiți-mi un pic. Da. La un moment dat, fiind la Jilava, la 5 bis, atâta persoană ne-am opus să facem reeducare. Am spus, noi suntem condamnați pentru un fapt penal, în închisoare nu facem politică. Și am refuzat să citim material comunist. Și să comentăm. Reeducarea practică însemna o întoarcere noastră spre comunism. Asta era, nu? Ia să ne recunoaștem că am greșit și că ne însușim. Dar cum spuneați că conștientizați că lupta înseamnă pentru păstrarea ordinii creștine a lumii, lucrurile nu se puteau face cu întoarcere. De Turturean l-ați cunoscut, nu? Da. Da. Vasile era cu noi la Târșor. Fiecare închisoare unde aveam noi era un șef la Târșor, era Vasile. Și ca să nu... Am început de reeducare, câțiva inși, erau 7 sau 5 din liberal. Mi se pare că unul este acum deputat undeva. Noi am spus că nu, iar ca să... O zi, două, trei, și avem de spire directorul și a spus cu Turturene, luați cărți și începeți să vă faceți reeducarea. Vasile a spus, nu, noi, noi avem o educație a noastră legionară pe care s-o cotim că e cea mai bună pentru noi și nu acceptăm să mai facem asta. Reeducarea o percepeați ca o lepădare, că ei însemnau să te structurezi, să te reeduci în stil ateu. Da. Ateu, da, asta era. Ateismul invada creștinismul reprezentat de mișcarea legionară. Atunci Vasile zice, mai, am făcut o declarație în 10 puncte, în care înscris, în care ne-am fixat poziția, un grup, în frunte cu Vasile. Prima poziție era, urâm tot ce este marxist-leninist și să gotim că este cel mai rău pentru neamul românesc. Una, a doua, și încheiam așa, ne supunem tuturor ordinul caracter administrativ, asta este scris și acum am fost reținut așa de mult. Resping tot ce vine din partea Partidului Comunist, sting tot ce este de partea comunistă și rămân cu conștiința mea legionară. Și apoi asta m-a urmărit toți anii. Asta v-a dat tărie lucrul ăsta și v-a fixat
niște reguli pentru viețuirea în închisoare. Și ne-a izolat Spirea într-un colț acolo, ne-a dat o cameră, ne-a pus pe pereți cei trei mari capi, Lenin, Stalin și care mai era? Brejnev, cine mai era atunci? Nu, nu. Marx? Nu știu care, anul ăsta, cred că Deși era. Deși. Da. Și vinea și facea, ne făcea controlul de Spirea cu directora drum. Spirea nu era comunist, dar directora drum era comunist. Da, se purta frumos cu noi, nu puteam să-i reproșăm nimic. A controlat, casa era, în cameră era curat, aranjat totul, da, nu erau șterse. Tablou. Și zice, cum dracu chemam, zice, Turturene, aia nu se iboase? Nu. De ce nu-i fel? Se cade jos, nu pun mâna pe el, dacă îl pun mâna pe el, cade jos. Au râs și a rămas așa, dar aia n-am pus mâna pe el. Fiindcă se continua poziția noastră târză și fiindcă deja veniseră mai mulți elevi, câteva sute erau, și se făceau agitații, sigur că au controlul care, că a vizat un inspector Nemes și l-a scos pe unul dintre ei noștri care a fost închis înainte și pe care îl cunoștea Nemes ăsta. Ce faci tu după aia? Tu zici, da. Și tot așa a rămas, tot așa cum o să... Nu te-ai schimbat, nu. Și asta îi spune un cetățean de-aia din 41 închis. Dacă vom veni noi la conducere, o să vă izolăm în camere, în roșu, pe pereți o să vă punem lozinci marxist-leniniste și o să vă punem și difuzoare care să spui continuu din lozincile voastre, ca să vă săturați de ele. Și îl întreabă pe Lupoi. Ceilalți, câți sunt la conducere, aveau 20. Cum gândesc toți, la fel gândim. Asta e concepția noastră. După această discuție, a venit Costache și zice, mă, uite ce-a spus, băi, ai greșit, Costache. Asta ne va costa, că aici, atâșor, eram izolați, primeam și pachete de la băieți, eram liber, aveam, ne ieșeam în curte, a zis, băi, Costache, asta ne va costa mutarea de aici. Așa a fost pe câteva zile, a venit ordin la Demeș, ne-au pachetat și i-a dus la Jilava. La Jilava ne-au izolat pe secția întâia, la 5 bis, pe care scria 5 bis, disciplinar politic. Și aici ne-a bătut. A fost bătut. La Jilava? Aici am stat, cine a fost? Bătaia era sub formă de anchetă sau pur și simplu era bătaie ca pedeapsă? Nu, uiteau cu ciomeje și dădeau pe oasele. De ce era? Ce aveau? Ca să te distrugă. Și una, două, și să bagi faima, să nu miști, să nu crâmești. La un moment dat, de altă pedepsie era luarea aerului. N-aveai voie. Geamurile erau vopsite, cu vopsea, ziua, oberlichtul, geamul era înalt, 2 metri aproape, oberlichtul se deschidea, numai oberlichtul. Da. Iar seara se deschidea geamul vara întreg. Uh-huh. Și când scotea la plimbare, ziua, mai scotea la plimbare, la Jilava nu s-ar putea lua legătura ca la aiut, să bază în perete, că zilul era de vânt, nu se putea. Și atunci băieții se urcau pe pat, pe prici. Patru da. Erau prici, cu prici, adică duble. Da. Și de acolo vedeau, se uitau că scotea la plimbare, să vedem cine iese dreapta, cine iese stânga. Că treceau prin fața noastră. Și deodată trece când scoteau la plimbare o cameră, fluiera, și striga, închide geamul, închide geamul, și strigam, închideam geamul.
Dar nu, unii cu curaj, eu aveam doi care, unul era chiar securist, iar unul a fost comunist de legalitate și care era cu noi camere. Și îl prinde de ăștia doi. Și el, unul din gardieni e răi, foarte răi. Zice, dar să închizi ea, mă. Asta atârnam, că iau sârme, puneau rufe. Mă, închide geamul. Închide geamul și mă pedeapsă 3 zile cu geamul închis, fără aer. Și ăsta îi spune, uitat cum îl chema, domnul comandant, domnul prăzoner, aceasta este o măsură legionară, toți pentru unul și unul pentru toți. Eu am fost și celălalt, unul era evreu. Da. Einhorn. Mă pedepsesc pe mine. Pe mine m-a prins că mă uitam, mă pedepsesc. Nu tot, toată camera. Da. Și asta spunea, zice, m-a scos că, spui că sunt legionar, că aplic o mățură legionară. Asta a fost cuvintele lui. Nimeni nu știe ce am avut eu în 40, în ce eram îmbrăcat. Nu era rău. Evreu? Asta. Era sever. Foarte sever. Ne-a făcut raport, ne-a pedepsit, au ieșit și închis geamul, numai l-a reduit, când a închis geamul, a bătut în cuie. Aici n-a bătut în cuie, numai a închis și ei se plimbau prin fața noastră la Jilava, terenul de... camera era în jos. Da, deci, da. Geamul era în... pe nivelul pământului, nu era sus, da, peste era îngropat în soare. Că odată a trecut controlul Maromet, cu Maromet era un zbir, și cu Ivănică și o întreagă pleiadă de erori, noi mai făceam și niște gafe. Seara, la culcare, ne așteam în genunchi, cu fața la perete, și ne închinam. Și trece Maromet cu ai lui. Ce v-aș spune acolo? N-am răspuns. Mă, voi n-auziți? Nu, n-am răspuns nimic. A stat și când unul dintre ei este Maxim Virgil, să se odihnească. Ce făceați? Ne închinam. De ce n-ați răspuns? Păi vorbeam cu Dumnezeu și cu dumneavoastră și cu dumneavoastră. Deci a aplicat o corecție, a bătut atunci. L-a bătut ceva Virgil Maxim pe să închină? Nu pe toți, al la întâmplare. Pe mai mulți i-au bătut atunci? Câte erau? Erau 40 aproape ceva. Și a scos 10 sau 12. Tu, cum îmi spune Maxim, dă-te jos, tu ești tata mea. Dă tu, Stoica, dă-te jos. A ajuns la mine. Cum îmi spune? Coriciuc, Ștraian. Avea listă cu care eram notat să trebuia să fim pedepsit. Cum îți spune? Coriciuc, Ștraian. Dacă o zi înainte, o noapte înainte, o visez pe mama mea care era moartă. O visez pe mama că intră în celulă. La moartă, așa cum când am venit pe Dărcemeus, era mama pe patru morți, așa am văzut-o într-o cămașă, cu altițe și o fusă neagră. Așa am văzut-o, de câte ori am visat-o în închisoare pe mama, așa o visam. Ce cauză aici? Și a zis mama, am venit să te păzesc. Fii liniștit că n-ai să păzești nimic. Deci mama, rugăciunea mamii, a fost benefică, nu m-a bătut. Că ea la coșă, și nu m-a scos pe mine. Am scos 10 sau 12 inși și i-am ciobăzit. I-am băgat la neagră și au stat 24 de ori la neagră și după aceea am scos afară și a bătut culcat la pământ și bătut cu ciumege la fund. Asta pentru că s-au rugat, pentru că s-au închinat. Asta e un lucru... Maxim, când a ajuns la el, i-a scos la... să nu vadă ce-mi bate. I-a pus aici pe cap și i-a scos afară. Și când a ajuns la